Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, însăgetător, etalare pentru jumătatea lui iulie. Jumătatea lui iulie, vedem ce se manifestă. Am văzut la un moment dat 5 de aer, măștile, probabil a trebuit să meditați asupra acestui subiect. Cine poartă măști, dacă purtăm măști, dacă suntem autentici, sau poate ați avut în preajmă un semn nu obligatoriu de aer, cineva care a purtat măști. Interesant este că unul dintre seturile de cărți s-a oprit la Coming Together. Ce frumos! După un moment de bucurie, s-ar putea să vă doriți mai mult decât un moment cu acest personaj. Dacă vă întâlniți cu acest personaj, vedeți roșu și albastru, culorile flăcărilor gemene, s-ar putea să vă doriți mai mult decât un moment. S-ar putea să vă doriți să fuzionați, da? Să fuzionați unul cu celălalt. Haideți să vedem ce mesaje apar pentru săgetător. Încerc să fiu cât mai scurtă, că am zis, ia uite, călătorie spirituală, sunteți într-o tăcere, asul de cupe și asul de spade. Vreți să manifestați un nou început în dragoste, eventual să vă vindeca sufletește, vreți să exprimați adevărul, da? Pentru că v-ați consumat, sunteți voi. Ori aveți multe responsabilități, ori v-ați consumat într-o situație, eventual, sperând la cineva și neputând să manifestați, 4 de cupe, neputând să manifestați acest vis frumos, aceste speranțe, v-ați consumat. Pentru că nu se pot manifesta și nu se pot manifesta asul și de spade și asul de cupe până nu înțelegeți o lecție. Eventual sunteți în tăcere și trebuie să începeți să comunicați. Unii, rămâne de văzut. Poate vă doriți altceva. Poate vă doriți altceva. Pentru că trebuie să vă curățați, să vă vindecați de niște energii din trecut ca să manifestați ceva nou. Că sunt 2 energii noi. Și sunteți unii dintre voi, chiar dacă sunteți mai tineri, totuși semnul săgetătorului guvernat de Jupiter. Bine, evident, contează și planetele personale unde sunt, dar teoretic, săgetătorii ar trebui să fie o leacă mai înțelepți. O leacă, da? Dar eu am senzația că unii dintre voi vă doriți un nou început, o nouă dragoste, în adevăr, în emoții, în temei, da? Cum arată și asul de spade și asul de cupe. După ce v-ați consumat energetic într-o iluzie care v-a adus lacrimi, 4 de cupe, un suflet pereche, într-adevăr. Flacără geamănă pentru unii. Dar haideți să vedem. Cum se confirmă, dacă se confirmă acest scurt mesaj într-o formă sau alta. Ia uite, sunteți într-un echilibru. Iar apare înțelepciunea, da? Eremitul, am văzut și mai devreme. Este o lecție spirituală prin care trebuie să treceți ca să înțelegeți niște lucruri. Ia. Săgetători. Hai să scot. Săgetători. Și sunt norișori pe cer acum. De ce la voi sunt norișori? Ia uite, iar, 8 de pământ, trebuie să munciți. În primul rând, s-ar putea să vă concentrați pe muncă, pentru că 8 de monede de muncești ca să ajungă la 9, la o stare de preîmpărăteasă sau împărățel, da? Trebuie să fiți independenți financiar și foarte bine, eventual trebuie să munciți, că știți că vine criza financiară, alimentară, care mai vine și aveți nevoie de bănișori, de bănișori de stabilitate. Rămâne de văzut cum se manifestă și în dragoste. Dar nu e obligatoriu să vorbim despre dragoste. Dar vă norișori. Sunt ceva norișori și pe cerul sufletului vostru. Asta este clar. Pentru că se arăpat într-un fel să lasă înserarea, că nu degeaba am văzut și eremitul. Se lasă înserarea, dar, dragii mei, conectați-vă la intuiție și nu uitați că există o lună, există o lumină undeva în sinea voastră, o lumină pe care numai prin conexiunea cu divinitatea o înțelegeți și o accesați. Chiar dacă e întuneric, luna aduce lumină în această noapte. Chiar dacă, să zic, sunt nori, știm că în spatele norilor ar fi soarele. Da, există speranță. Deci, 8 de monede. 8 de monede muncește. 8 de monede muncește.
în primul rând, ca să-și găsească valoarea sa. Pentru că 8 înseamnă transformare, casa Scorpionului, a transformării, a morții și a reînvierii. Munciți eventual și în sufletul vostru, pentru că, da, personajul nu doar că are un obiect de valoare, dar obiectul este în zona inimii. Munciți în transformarea voastră spirituală. Suntem în 2020, dragii mei, și ce an grei vin, transformați-vă toți. Toți. Ia uite, moartea, transformare, că nu degeaba îi zice, și vindecare. După o perioadă, eventual cineva va jongla, a fost între voi și altcineva, sau voi, sau nu contează, nu stăm să judecăm, da, a fost o jonglerie. Sau un dezechilibru financiar, se poate și asta. Pentru asta să zic, unii dintre voi munciți. Dar eu zic că puneți capăt unei situații și vreți să vă vindecați în această jonglerie. Da, iluzie sau secrete, o situație secretă. A fost o separare, clar. Cu turnul a fost o separare. Trăsnet. Dar începeți reconstrucția, dragii mei, și e foarte frumos. Că săgetătorii, în general, sunt ambițioși. În general. Repet, depinde ce planete pe unde le aveți. O, 6 de cupe. 6 de cupe este o persoană din trecutul vostru. Poate să fie și dintr-o altă viață. Dar, de obicei, da, din trecut. O persoană pe care... de care v-ați simțit foarte, atașat emoțional, conectat sufletește la acest personaj, la această persoană. Ați comunicat la distanță, telepatic, așa se zice, da? Într-un fel sau altul v-a accesat copilul interior, v-a accesat niște stări de nostalgie, poate că aveți niște amintiri speciale cu acel personaj. Dar nu-l înțelegeți. Nu-l înțelegeți emoțional sau nu neapărat emoțional. Pentru că sunt niște secrete, sunt niște lucruri în viața lor despre care nu știți. Despre care nu știți. Săgetători. Oh, două cărți. Nebunul. Și 8 de spade. O dezamăgire. O dezamăgire cu o persoană care v-a tentat foarte mult, față de care ați avut o atracție deosebită. Wow. Șase de cupe, nebunul. Și... pentru unii poate să fie că am văzut și semnul berbecului, am văzut, l-am dat și împăratul, poate să fie semnul berbecului, dar nu obligatoriu. Un semn de apă, 6 de cupe, berbec sau aer. Mai puțin important. Cred că în acest moment, pentru că este la... și arcana majoră, da? Arcana majoră e mai importantă și mai intensă. Și este și la mijloc și arcana majoră. Cred că vă doriți să o luați de la zero într-o privință. Vreți să ieșiți, iar e transformare, 8 de monede, munciți, repet, la transformarea voastră, munciți să faceți bani și munciți ca să vă transformați mental. Și vă spun și vouă, cum am spus și la alte zodii, nu este ușor. Transformarea asta nu se întâmplă atât de ușor, uneori poate să dureze și ani de zile și luni de zile ca să ne putem transforma mintea, felul în care gândim sau dacă cineva ne-a blocat într-un fel sau altul, emoțional, mental și nu neapărat că ne-a făcut ceva, nu, efectiv l-am dat cineva să exprimă într-un anume fel, mai lejer, nu contează, da, ne rănește sau ne lasă așa cu un semn de întrebare, nu neapărat că ne rănește și ne blocăm pe o chestie, da, și uite așa trebuie să facem transformarea. Că există 8 de spade, acest blocaj mental. Și vreți să ieșiți din acest blocaj. Poate să fie și o obsesie, să vă gândiți tot timpul la cineva. Și vreți să ieșiți din această, da, comunicare telepatică, obsesie mentală, da? Vreți să ieșiți. Eu așa simt cu acest nebun, așa mi-arată cărțile. Vreți să ieșiți, da? Din acest cerc vicios sau cerc magic, că vi se pare că e o magie, că e... nu, poate nu e nicio magie, să fie sinastrie. Că dacă aveți niște planete în sinastria voastră, în anumite
cărți în anumite case, aveți aceste senzații. Dar nu, nu e. Dacă aveți un mercur într-un anume fel, evident că vă simțiți răniți. Sau luna, da? În sinastria voastră. Deci nu musai că v-a făcut cineva ceva. Și asta e. Vă doriți un nou început și munciți pentru el. Ăsta e leitmotivul. 8 de monede. Munciți pentru el. Haideți să vedem ce alte cărți. Ce mai e aici? Aici nu am citit. Ia să vedem. La capătul acestui set de cărți ce aveți? O 3 de apă. 3 de apă de obicei știți că înseamnă și triori. Asta pentru că apare 2 de monede. Ia cineva care jonglează, a apărut și mai devreme. Dar trebuie să învățați. Aici semn de foc. 8. Iar 8. Iar transformare. Semn de foc. 8 de... Foc de obicei sunt săgețile, da? Simbolizează săgetătorul. Dar regina de foc, regina de foc. Trebuie să învățați să vă echilibrați corpul cu mintea. Una este ce își dorește mintea și sufletul și alta e ce își dorește corpul. Aici trebuie să lucrați. Că altfel jonglăm și jonglând dintr-o zonă într-alta, nefiind în echilibru, ne provocăm singur rău, într-un fel sau altul. Și aducem lacrimi, ne aducem și nouă, aducem și altora, da? Asta pentru că aveți, a fost un trio, 3 de spade, 3 de apă, 2 de bâte, 2 de monede a doua oră când apare, da? Cineva care jongleze și vreți, repet, să o luați de la zero. Să ieșiți din cerc, să luați această baghetă magică, e momentul zero în care ziceți gata, ducă-se, da? Vreau să ies. Așa simt și vreau să muncesc pentru această transformare, să fiu independent, să fiu stăpân pe mine, să-mi conduc viața după pasiunile mele, nu după, eu știu, iluzii, am văzut iluzii, da? Nici după responsabilitățile pe care mi le pun alții în cărcă. Haideți să vedem. A fost un moment cu cineva. Un moment frumos. Dar au rămas cel puțin un suflet rănit. Hai să vedem. Hai. Săgetătorilor. Fiți optimiști, că așa trebuie să fiți voi. Să rămâneți înalți și drepți. Acest brad pe care îl văd în fața mea, să creșteți, eu cred că e cel mai înalt brad din zonă. Creșteți până la nori, da? Că sunteți jupiterieni, trebuie să creșteți, ia, asta. Vai, dar câtă pasiune, până câtă pasiune, ce e aici? Ia să vedem. Wow, numărul 1, da, ce frumos, 0, 1, măi, dacă munciți, vă transformați, o luați de 0 și manifestați ceva super frumos. În cât timp rămâne de văzut, înscrieți, țineți corespondența, spuneți. Ce frumos, e momentul 0, da? Momentul 0 e aici, și apoi începe și generați, că sunteți semn de foc, da? Așa încetişor, așa... Cu răbdare, că e temperanța, varianta superioară a săgetătorului. Nu toți săgetătorii sunt temperați, dar varianta superioară, cei care vor să se transforme și să devină înțelepți, da? Vor genera acest foc. Inima focului. Acolo trebuie să ajungeți voi, în voi, și să vedeți ce vă place. Nu ce vă atrage, ce vă place, ce vă reprezintă. Da? Și începeți acel mecanism de creștere, parcă e un mecanism, acest lucru, pe 8 de monede lucrează și generați valoare, foc, bâte. E și aici o bâtă care își conduce viața. Frumos, 0 și 1, da? Și aici, cadouri primite.
Oh, burning hero. În primul rând, deveniți eroul vieții voastre. În momentul în care decideți să o luați de la zero, să manifestați altfel povestea respectivă sau altă poveste care vă va aduce spre mai aproape de acel coming together despre care am vorbit la început. Probabil acela trebuie să manifeste după ce luați această decizie. Dar după ce ieșiți din acest mental, că nu are în acest mental cum se manifeste, da? Ce frumos! Acest punct zero, da? Nebunul, generare, foc, creație, creație, ca acel Apollo, care, în care, nu știu, o transformare, am zis. Se toarnă aur și creați o bijuterie specială. Deveniți eroul vieții voastre într-o formă sau alta și asta reușiți cu niște. Eu așa simt că numărul 13, să vă spun, 13 este moartea în tarot, da? Iar transformare, renaștere. Și uitați aici ce foc, domnule, ce Pluto, probabil că aveți un Pluto special. Ce forțe intense se arată în aceste cărți. Și am zis că primiți niște cadouri speciale. Simt că aceste cadouri sunt cadouri divine care vă ajută să vă transformați, iar avem verde, să vă transformați inima, sufletul, într-o direcție, evident, specială, în care veți deveni un erou într-o formă sau alta. Erou nu musai să luptă, dar uneori, evident că trebuie să se lupte cu el, cu fricile sale. Foarte frumos. Și de-abia atunci veți atrage flacăra geamă. Coming together. Ia uite, concentrați-vă pe dragoste, iar aici este foc. Ce zice? Uitați-vă, priviți la ce este frumos în fiecare. Asta e Jupiter. Păstrați acea latură frumoasă, optimistă a săgetătorului. Ia uite, întoarceți-vă inima către lumină. Că se vede. Se vede că unii dintre voi v-ați făcut griji. În legătură cu un suflet, da. Pereche, karmic. Din copilărie, din altă viață, mai contează, că uite, are și scurtă și, ia uite, 17 minute. Trebuia să fie mai scurtă, da? Și scurtă și generală. Adaptați-vă mesajul. Dar, repet, aveți acest zero, moment care zici gata. E momentul de aici, din manifestarea vine prin magician, în momentul în care luați această bâtă. Da? Pentru că și cercul e tot ca un zero, interesant, nu? Vreți să ieșiți din acest cerc vicios. Aici e iar un cerc. Personajul este într-un cerc de gânduri negative. Ieșiți din aceste gânduri. Lăsați trecutul. Și nu mă refer la zodii. Mă refer la un anume tipar relațional în care întâlniți persoane care vă aduc în aceeași ipostază. Pentru că vă lăsați tentați. Aici este unii dintre voi. Majoritatea, că ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Până învățăm să ne mai lăsăm tentați, scuzați-mă, suferim. Da. Toți. Vorbiți limbajul dragostei, romanță. Aici este. Învățați să ieșiți din acest cerc vicios, din aceste gânduri. Și generați altceva. Acum, nu știu, când văd acest foc creator, zic eu, un atelier de creație super intens. Și aveți aceste daruri divine pe care le primiți, da? Gift received. Ca să aveți putere, da? Inspirație. Ia uite ce frumos, da? Creați ceva și aici personajul creează. Creați ceva, creați-vă, recreați-vă pe voi ca în momentul în care vă veți întâlni cu cineva care vă apreciază, cineva care nu vă rănește, da? Un suflet pereche, darmic sau un musei sufletul geamăn. Nu e ușor să-ți întâlnești sufletul geamăn, da? Ca să puteți să manifestați oameni care vă apreciază și în momentul în care întâlniți să le oferiți această transformare a voastră, voi altfel, voi altfel. Domne, și ce foc e și aici! Și ce foc e! Ia uitați. Și aici la fel. Atunci veți putea manifesta romanța vieții voastre la un moment dat.
Deocamdată eu așa simt. Și așa zic și cărțile mele. Întoarceți-vă privirea către lumină și luați-o de la zero. Că aveți instrumentele. Aveți niște daruri speciale. Da? Daruri speciale ca să vă lucrați sufletul. Dar e un lucru, am zis mai devreme, repet. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa, numai bine.